filmare, dă-i pe filmare, dă-i pe filmare. Arămbou și CCC-ul. Și Petre unde e? Secretarea lui Luca aici, nu? Da. Sună la poliție. Sună direct. Sună. Sună repede. Păi sună că nu mai am baterie. Acum vine primarul și a blocat mașina și ne-a amenințat cu tot cu nevastă, s-a cu tot în mașină, ne-a blocat aici. El a stat în spate și aia s-au bătut și s-au uitat și pe aia a venit aici că am fugit de la locul accident. Păi normal, domnule, ce era să stau să mă omoare, să face cuțitul în mine? Nu se poate așa ceva. Uitați cum am venit, n-am putut să fie de acolo. Mulți ăsta mă explică, mulți. Mașina mai este două, sigur mai sunt. Uitați-vă, veniți un pic să vedeți. Am fugit de acolo că ne omorau efectiv cu lanțurile. Nu se poate așa ceva. Și vine și mă blochează aici primarul localității ăstea. Nu se poate, domne, așa ceva. Am și prins pe camera rămâul ăla, cum ne-a baricadat. Ne-au baricadat acolo, că l-am bătut. Nu se poate așa ceva. Atunci facem scandal toți. Putem să facem chestii, nu de poliție. Facem lege. Facem scandal pentru oameni care bate lumea, nu? Păi cum a atacat-o pe dată? Nu știu, câte până a câte. Dați, nu, nu! Nu, să vină altă poliție, stai liniștită. Ai sunat la poliție, nu vin când stau pe mine. Păi nu, la 112, că știu. Cum vă explicați că se sparge geamul ăsta? Dar cum vă explicați că se sparge ăsta la geam? Am ajuns ca în cam vestul sălbatic. Stai că am sunat la masă, vedem, masă, care nu... Cine? Băi, normal că am fugit acolo, că era să nu mă celorească. Au fost fugit până acolo. Unde? Normal. Unde, bă? Păi, păi, unde a sunat? Păi, ne-a omorat, nu te legi. S-a fost în fața mea și am zis, bă, și am trecut până ei, păi, dar nu era dacă eram care singur, are net, că era ceva, dar erau cu... Dacă eram singur, să fiu singur, era ceva, dar ce să fac, să le omoare acolo, au venit, că uite-o și pe aia. Păi, dar și cine a fost? Cine? Țigane aia. De la mal? Da. Asta e. Dar de ce nu știu? Am fost, mi-a spart mașinile. Stați acolo, stați în casă, da. Primarul cu nevastă s-a cu toată lumea. A venit, m-a blocat primarul aici. Și poliția. Ăsta-i acolo, ăsta acolo. Uite cum am venit, am fugit acolo. Bă. Nu se poate, frate. Nu mă fac sigur. Antena 3.
Păi sună tu, sună tu. Antena 3, ia, ia și sună. Păi, sau ce? Banatul ăla, e aproape aici, la Reșița. Ia, 021. Da. 021 2 03 da 01. Las-o aici, nu mișca. Las-o, las-o, las-o. 01 1. Dă-te din față. Bă, ai o mașină de sport. N-ai niciuna la ta? Dacă trebuie să spai, mi-a dat acum stage lumea pe loc. Ce vreți să faceți? Ce? Ce vreți să faceți? Direct în minister. Hai că am plecat. Ce? Acum și mascați, am sunat eu, am sunat personal. Ce să fac? Eu am cu tine la treabă, șeful ăla care nu știa să vorbească cu mine. Îmi dai mașina și... Și o să trebuie să nu la poliție, să te depărăți. Mi-ai pus la mijlocul drumului. Nu o să dau la poliție, depărăți. Mai poți să ieși, domnule, la un suc, că te omoară pe drum. Că zice că îl urmărești să nu dea ulei și făină. Vai! Imediat, măi, ce-ai. Ce vorbești, mă, să zic ăsta, glumei. Toți fariți-ați mult. Fanculo, deficienți de merda. Vezi că a venit criminalistica de la mașina de Ivoară, armată. A făcut armata. Nu, a fost simit, a luat de Ivoară, tot. Fără, geamul, toate, capoți, toți. Mă închid. Dacă aici nu iese măcel cu toată lumea, să vedeți. Bine? Bine. Să dea mine, mă, dar să mă calci. E posibil să vină primarul să-mi facă să mă blocheze primarul, nenorocitul ăla? Deci auziți? Păi n-am, nu, n-am treabă cu dumneavoastră. Da, am înțeles. Nu-i normal să se întâmple lucruri? Nu, doamne, nu, da, în momentul ăsta vă spun eu că s-a întâmplat, acum trebuie să vedem cum... ...oameni să iasă în stradă în mașină și să mă blocheze? Uite, fata era să o omoriți în mașină. Păi și ce vreau, cum să o omor în mașină? Da-ți dat în 5 mașini, să o grămadă... Păi nu, trebuia să stau ca scos ăla cuțitul la mine și să mă omoare în mașină, nu? Să vină primarul după mine ca să mă blocheze. Primarul era să te omoare, exact. Păi da, cum? Păi da, uitați-vă că toți ăștia au filmări pe unde stă. Da, bine, discutăm.